Rapid Vaslui. Un rezultat șoc, mai ales că Rapidul, să știi, este echipa care ne-a bucurat, ne-a făcut seri splendide în ultimele săptămâni. A reușit pentru Croitoru, apoi pentru Sfârlea. Negru ce un titlu, o cupă și două supercupe și numai puțin de două mandate aici. Și un titlu ca jucător, Silviu, să nu uităm acest lucru. Evident. Cu siguranță a fost o pauză agitată în vestiarul Rapidului. 1-0, dar acum revenind în atac. Vai! Încearcă să-i paseze lui Croitoru, nu reușește. Fi foarte greu pentru Porumbului să-l țină pe acest Cuțac. A apărat foarte bine astăzi în Bulești. Croitoru reprimește această minge. Croitoru este foarte tehnic, continuă Croitoru această fază. Așteaptă Bucfiș la marginea careului. Bucfiș întâmpina de Perșă, trebuie să se întoarcă. Iovanovic. Croitoru în careu, șansă de... Centrarea lui Croitoru la care a luptat să Iovanovic. Ocevic, Ipeuan. Foarte bine bagă. Croitoru un șut pe centru porții. Marius Croitoru, posesorul unui șut redutabil de la distanță. Peste 20 de metri. Care a șutat. Bine, a intervenit acolo Milosevic. Și un foul comis de Miin, întârziat. Și l-a foul dat pe jucătorul Vasluiului. O lovitură liberă care se anunță foarte periculoasă pentru poarta lui Țurca. Și s-a spus doar cele să se execute. Șuta lui Croitoru peste poartă. Croitoru a încercat o execuție plasată în colțul scurt, colțul protejat de zid. Mingea a trecut peste. Nu foarte departe. Și l-a legat foarte bine, după cum a executat. Croitoru este liber pe dreapta și primește Maletic. Iar aici el a reușit pe o creșină de mâncă. Încercare de a avea oricum pericole la orice poate condiția. Croitoru, băiatul născut în Giurgiu, acum 26 de ani. A dislocat atâtea defensive în cariera sa destul de bogată. Calcea la cei 30 de ani arată că are suflu Croitoru! Cereloarea lui Croitoru în plasa laterală, însă trebuie remarcat deschiderea scorului pentru Zece Vaslui. Vedem și lui Croitoru, șut slab, șut nici măcar plasa laterală, dar nu l-a spuțin în pământ. Însă l-a fentat pe Rațu foarte bine acolo. Lazar greșește pasa. Croitoru. Stancul lângă el. Croitoru, pătrunată de șut. Paul, lovitura liberă, primul carție. Imprudent al lui Secăreanu. Însă nu l-a atins pe Croitoru. Nu l-a atins, însă se penalizează și intenția. În această fază, o mică serie care era foarte aproape, îl riscă din ce în ce mai mult în această a doua repriză. A primit Croitorul ce și-a dorit. A fost un fault al lui Patrichi asupra, deci ajunge la Croitorul pe partea stângă. Croitorul întârzie centrarea și va fi lovitură liberă. Nu se aruncă disperat. Acesta este un punct bun. Imaginația atacului înțeles, poate crea locuri mari sau nu, dacă scorul rămâne același sau dacă Sportul mai înscrie fără să primească gol, Studenții luptă pe locul 3, atac al Sportului. Azilu a încercat o diviere pentru Stancu. Toru este faultat. Va fi un cartonaj pentru Patrichie. Turn de control și a respins. Are 1,85 m, se vedea în prima parte. Relea joacă undeva la închidere. Team shoot blocat de Sfârlea.
iată spuneam ce caută Scurlea acolo, până la urmă a fost utilă formației sale. Croitorul poate pleca pe contraatac pe partea stângă, este întâmpinat de Varga, foarte frumos, foarte bună intervenția lui Farminor. Toate temerile au fost disipite. Croitorul încearcă un șut bun. Foarte bine, 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 foarte bine
Mazzueni, semnalizare